Eu sunt Sergiu Timar, iar cel care stă lângă mine aici sus, în cabina comentatorilor, este Geo Ciungălan. Bine v-am găsit! Salutări, Sergiule! Atmosfera din această seară e de nedescris. Coreografia fanilor e senzațională. Cred că vom avea ce comenta azi. În această partidă se înfruntă Argentina clasică și Italia clasică. Hai să aruncăm o privire asupra celor două echipe. Ambele echipe au avut de-a lungul istoriei mari, mari jucători. Să nu mai vorbim de palmaresul lor. Iată startul! Îl lansează bine pe extremă. Centrare bună. Respinge în forță. Trebuie să joace simplu, fără complicații, cedând mingea atât de ușor, practic își invită adversarii în atac. Răbesc puțin ritmul. Șansă de gol acum! Iată și prima ocazie a meciului! Cât de bine a ajuns în poziție de finalizare! Păcat că nu are acel sânge rece specific marilor atacanți! O trimite în careu! Trage! Gol! Ce atent a fost! Conduc cu 1-0! Ce plasat a trimis! Perfect de-a dreptul! Început de vis. Așa se tratează un început de partidă, cu calm, decizie în pase și eficacitate maximă. Cât de bine au început această partidă! A tras cu clasă! Și intervine cu siguranță! Intervenție promptă! Pasează la întâlnire! Construiesc bine această fază! Foarte bună poziția acestei aruncări de la margine! Centrează în mijlocul careului! Frumoasă pasă. S-au jucat deja 15 minute. Să vedem acum replica pe contraatac.
de bine l-a găsit. Curge bine atacul. Și salvează din nou! Crede-mă, acest portar a muncit mai mult decât orice alt jucător la antrenament pentru a fi în formă maximă în ziua meciului, iar roadele muncii sale s-au văzut la această fază. A fost o intervenție de excepție. Centrează bine. Nu, așa n-are nicio șansă. Mingea ajunge în atac. Ușor controlează mingea. Să vedem! Și obțin doar un corner. Balonul ajunge la portar. Schimbă jocul pe partea cealaltă. Trimite balonul spre margine. Centrare! Va ieși afară. Sunt aproximativ 15 minute. A lovit mingea mult prea tare. Minge periculoasă. Sare la cap. Dă în adâncime. Și mingea iese în aut. Pot presa la această fază. Liniștește jocul acum. Iată șutul. Foarte bun acest reflex. A dat tot ce a avut mai bun din el la această respingere. Spectaculoasă intervenția. Construiesc frumos. Cu tot. Arbitrul îi arată cartonașul galben. Jucătorul cred că se aștepta la această decizie după acest atac dur. Extrem de plăcut ochiului. Pasează într-una. S-a auzit fluierul arbitrului. Prima repriză a meciului s-a încheiat.
Se pare că această echipă și-a impus ritmul la acest meci. Pasele curg bine, jucătorii se găsesc mai mereu. Cred că e și mâna antrenorului aici. Diferența dintre echipe este de doar un gol. Am impresia că vor să elimine orice dubiu în privința echipei câștigătoare, chiar din startul reprizei. Argentina clasică și Italia clasică. Este din nou egal. Cred că antrenorul lor e tare mândru de această reușită. Parcă a fost o fază ca la antrenamente. Ce frumos a curs faza acestui atac. Parcă joacă tiki-taka. Ce fază au făcut la acest gol. Se vede că exersează mult schemele de atac la antrenamente. Începe, iar scorul este egal. Într-un asemenea meci trebuie să profiți de fiecare șansă, iar dacă nu o faci, ocaziile se răzbună. Ce dur a intrat! Centrează bine! Foarte bine ieșit portarul pe această centrare. Preluarea. Au un joc de pase încântător. A deschis bine jocul. Și degajează tare. Acum să vedem. Nu cred, cât de aproape a tras. A avut ghinion la acest șut. Cred că a alunecat un pic înainte să tragă. Preluarea. Acum. Ce atac brutal, lovitura liberă clară. Arbitrul îi acordă cartonașul galben, iar jucătorul pare destul de nemulțumit de această decizie. Totuși, nu a fost un atac atât de dur, dar se vede că arbitrul nu a jucat fotbal la nivel înalt, decât în curtea școlii probabil. Centrează. Ce lovitură de cap! Lovitură de cap! Ce ocazie bună a avut! Păcat! A fost o fază care promitea mai mult. Superficial a tratat faza. Poate pasa decisiv acum. Cât de bine a intervenit. Chiar a fost un șut bun, dar distanța a fost cam mare. Cam greu să pui probleme unui portar bun de la o asemenea distanță. Arbitrul fluieră faul.
slăbesc puțin ritmul. Și pleacă pe contraatac. Pasă filtrantă. Și acum! Faza devine interesantă. Foarte bună încercarea, dar atât. Cred că jucătorii cu experiență ar trebui să se facă remarcați în aceste momente, să țină de minge. Prea ușor cedează posesia. Intră spre zona careului mare. Se joacă deja de aproape 75 de minute. Posesia. Trebuie să țină mai mult de minge, să nu cedeze posesia atât de ușor. Au șansa unui contraatac fulger. Cât de bine l-a găsit. Pasa trebuia trimisă cu mai multă precizie. Îndepărtat pericolul. Respinge bine, foarte concentrată această apărare. Nu le scapă nimic. Desenează frumos până acum. Ultimul fluier al arbitrului. Meciul s-a încheiat la egalitate. A fost o partidă extrem de ofertantă pentru suporteri. Multe ocazii de poartă, dar cred că doar ghinionul a făcut ca această echipă să nu marcheze. Cred că ambii antrenori sunt mulțumiți de felul în care a decurs partida. Ambele echipe ar fi meritat victoria. E un rezultat echitabil. Nu mă rămâne decât să-i mulțumesc lui Geo pentru prezență. Pe Digi Sport urmează emisiunea Fotbal pe Bune, iar Ionuț Trandafir are ca invitați speciali pe George Borician și Remus Baciu. Numai bine!